Avem aici indicatoare rutiere și mijloace de semnalizare a lucrărilor în zona drumului public. Indicatoare rutiere temporare, da? Pentru îngustarea drumului, îngustarea drumului pe partea dreaptă, îngustarea drumului pe partea stângă, acostament periculos. Astea sunt pe fond galben, da? Care sunt indicatoare temporare. După cum vedeți, drum cu denivelări, toate sunt pe galben, da? Drumul unecos, împroșcare cu pietriș, lucrări, după cum vedeți, da? După aceea, semafoare, urmează o intersecție cu semafor, da? Circulație în ambele sensuri, alte pericole, depășirea autovehiculului cu excepția motocicletelor fără ataj interzisă, da? Cum avem mașina roșie pe partea stângă, nu avem voie, da? După cum am mai zis, limitare de viteză, sfârșitul tuturor restricțiilor, sfârșitul interzicerii de a depăși, indicatorul Oradea ne arată direcția în ce parte să mergem, deviere temporară, după cum se vede, da? Iar deviere temporară, ocolire, deviere temporară, denivelare față de banda alăturată, da? O să trebuiască să mergem exact cum ne arată în indicator. După aceea, îngustare temporară, pe partea stângă, după aceea pe partea dreaptă, abatere temporară, da? După cum se vede. Și aici, abatere temporară, iar camionul nu are voie, după cum se vede. Abatere temporară iară, în stânga, aici în dreapta, îngustare temporară, după cum se vede, din 3 benzi rămâne decât 2. Aici îngustare temporară în partea dreaptă, tot din 3 benzi rămân 2. Presemnalizarea rutei de ocolitoare, da? După cum vedeți, nu avem voie înainte, facem la dreapta și menținem drumul. Și aici, presemnalizarea rutei ocolitoare, da? Nu avem voie, cei cu camionul nu au voie, da? Aici cei cu tonaj iară nu au voie, după cum se vede, mai mare de... De 7 tone. Se aplică marcaje, marcaje rutiere, după cum se vede. Așa. Primul de aici, din stânga, semnalizarea unui utilaj care se deplasează lucrând, da? După aceea, drumul în lucru, după cum se vede, pericol de accident, presemnalizarea unui sector cu direcție alternantă, da? Presemnalizarea unui sector cu circulație alternantă și aici, lucrări de tratamente ale suprafeței părții carosabile, după cum se vede, da? Și presemnalizare lucrări pe străzi. Și mai avem mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor. Mai avem lanț, ghirlandă, polietilenă sau lanț, așa, semafor mobil, după cum se vede, baliză direcționară care indică ocolirea obstacolului pe partea stângă pentru că sunt așa, da? Pe partea dreaptă când sunt așa. Baliză tip jalon, da? Baliză direcționară, adică și pe stânga și pe dreapta putem să o ocolim. Con de dirijare, balize cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă, lampă cu lumină galbenă intermitentă, barieră normală, barieră direcțională, fanion semnalizare, parapet lestabil din material plastic, cărucioare semnalizare, cărucioare semnalizare cu diferite semne de indicatoare de semnalizare și palete de semnalizare, verde ne dă voie și roșu oprire. Acestea sunt indicatoarele de mijloace, indicatoare rutiere și mijloace de semnalizare a lucrărilor în zona
în zona drumului public, indicatoare rutiere temporare, da? Pe fond galben.